Subvenții la motorină. Agenția de plăci și intervenții pentru agricultură informează că în monitorul oficial a fost publicat ordinul numărul 431/2014 pentru aprobarea cantităților de motorină aferent trimestrului 4/2013 ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare. Pentru trimestru 1 al anului 2014, cererile pentru ajutorul de stat amintit se depun până la 30 aprilie 2014 inclus. Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre acciza standard și acciza redusă pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură. Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanțare depun cererile trimestriale de solicitare a ajutorului de stat, însoțite de o situație centralizatoare. Privind cantitățile de motorină achiziționate în trimestrul respectiv, beneficiarii au obligația comunicării către APIA, înscris a opțiunii referitoare la modalitatea de achiziționare a cantității de motorină, respectiv integral sau în tranșe. Cantitățile de motorină ce fac obiectul acestui ajutor de stat se stabilesc prin ordin al Ministrului Agriculturii cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.